probe, am tot, până prin procuror, ca nu se sesează nimeni. Haideți, veniți o leacă, veniți în pace. Bun. Care e problema noastră? Doamna a fost bătut în Poliția Onești. Așa, când? În luna anul trecut, în mai. Așa. Cu prietenul meu, la o sală de joc. Din Munteanu Cristi, de la Protgoar. Am fost bătut acolo. Am făcut plângere, ne-au dus, ne-au bătut în poliție, tot poliția a chemat zmurdu, ne-a dat, m-a internat pe loc. Mi-a dat 25-30 de zile doctorul medical. Mi-am plătit avocat, mi-am plătit tot. Am făcut toate demersurile, a zis, doamna avocat, semnează aici, eu să fac împuterniciri, eu răspund de dosar. Mă sună după 6, îmi pare rău, nu mai sunt prost. Cum, doamna avocat, nu mai sunt prost? Ia stați așa, cine s-a cu domnul Berescu? Stai să mă duc pe domnul Berescu. Mă duc pe domnul Berescu, mi-arată toate filmările mușamalizate, deci din filmări... Dar ce casă de asta s-a întâmplat? Din ce casă? De jocuri sau ce? Pe Mărășește aici, la Fântâna Ardeziană, față în față cu gara. Am înțeles. Dar de ce? Pe ce motiv v-au luat de acolo? Pe absolut niciun motiv. Că domnul Munteanu avea... nu ne plăcea. Era mai multă gașcă acolo din băieți din par și să dea un exemplu. Pe noi ne-a văzut pe mici și pe prietenul nostru mai mici. Era prea mulți băieți acolo cu forță și au vrut să dea un exemplu ce poate face el. Că dacă comentați și voi, așa păți și voi. Cam asta au vrut să dea Munteanu și exemplu. Și v-au bătut în poliție? În Poliția Onești. Și aveți dovezi? Aveți certificat medico-legal? 25-30 de zile. Am înțeles, eliberat de aici, de la spital. De la poliția, de la medicina legală. Am fost internat pe loc. Am înțeles, înțeles. Bun, și dumneavoastră ați cerut să vi se facă dreptate sau am cerut, procesul? Mi-am pus avocat, am plătit avocat, mi-a cerut 35 de milioane, mi-a zis și mi-a dus jumate la început, jumate la sfârșit, i-am dus 20 de milioane, i-am plătit. Prietenul meu a zis, tu nu mergi, nu trebuie să internat, că nu ai probleme așa grave. În schimb, Marian trebuie internat și viața lui pus în pericol, că nu poate să respire. Am fost internat 3 zile, mi-a zis, în 3 zile îți dau drumul că n-ai asigurare medicală. N-ai asigurare medicală? M-am dus, mi-am eliberat certificat 25-30 de zile. Mi-am angajat avocat, cum era normal. M-am dus, m-a prezis. Vă zic, doamna avocat, uitați, vedeți ofițerul ăla? Mi-a diversat toată ancheta, ofițerul ăsta. Trebuia să facă prin procuror, trebuia să facă anchetă. Trebuia să facă anchetă. Prin domn comandant, ieșit la pensii și m-a chemat domnul subofițer. Uitați, el m-a chemat. Și mi-a degiversat toată ancheta. Am probe, am număr din dosare, am tot. Am înțeles. Deci ziceți că s-a închis, s-au pierdut probe din dosar? Nu, le-am mușamalizat, doamne, le-au fabricat. Cum adică? Le-au fabricat. Deci, din filmări, așa, mi-au pus pozi. Și le-am mușamalizat. Pozii care au făcut ei, că nu s-a absolut nimic. Nici noi n-am trecut pe acolo, nici nu apărăm în pozi, nici nimic. Ofițerul de serviciu. Și de-asta ce vreți de fapt? Ați urcat de două ori pe clădirea? Ia trei oară, nu? Și acum a treia pe hotelul Sport din Onești. Ce vreți de fapt? Ce vreau de ce fapt? Ce doriți? Toată lumea să plătească pentru ceea ce a făcut. Am prins toată caracatița de la Onești. Eu m-a fi de la subofițieri până la prim procuror la Daru Ion, care mi-a degiversat toată ancheta. Deci eu am probe. S-a ocupat special de dumneavoastră, ziceți. Poftim? S-a ocupat special de dumneavoastră, ziceți. Nu, a vrut să mușamalizeze tot, deoarece am înregistrat cu doamna avocată, când recunoaște și zici, Mariane, s-au strâns toți subofițieri și s-au fișt. E ce vrei să fac? Și de dumneavoastră v-am plătit. Cum? V-am plătit și mă lăsați amanent? Pe ce bază? Vă ținit două procurori în spate? Pe ce bază m-ați abandonat? Pe ce bază? Eu am plătit-o. Eu am plătit banii în iunie, domnișoara avocat mi-a depus banii în luna septembrie, pe 21. Am înțeles. Inspector Berescu îi cerea, dăm caracterizarea că tu îl reprezinti pe Sucăia Marian. Vă dau. Lăsați, hai să ia și după la urmă vă dau. A zis că aveți probe. Tot ce vreți. Deci de la primul subofițer care a fost de serviciu până la prim procuror am probe. Ok, bun. Deci eu nu făceam acestii să acuz pe... Doamna, hai să vă zic ceva, dacă eu nu aveam probe, credeți-mă că eram arestat, să eram la nebun legat. Ok. Bun. Și acum încercați să căutați soluția pe calea legală, adică păi să da, vreau să fac un alt avocat? Păi da, v-ați gândit? Păi, doamnă, să angajezi un alt avocat. Păi dați-mi dumneavoastră bani sau ajutați-mă dumneavoastră.
Și când câștigăm, o să vă luați răsplata, nu? Că trebuie să plătească oamenii ăștia, dau unii morale pe ce, pe ce mi-au făcut. Eu mi-am ruscat viața, a treia oară care mor pe clădiri și protestez. Și totul vrea să bage la subțol. Munteanul ăsta care m-a bătut, nu e la prima infracțiune. I-a mai spart gura la unul, are 20 de, a avut omul 15 zile medical, i-a dat 70 de milioane și a clasat dosarul, băgat la beci, la prin procurorii, băgat la beci acolo. A ceea ce știu eu. Așa. Da. Deci ziceți că lucrurile sunt mult mai grave. Sunt gravi tare. Că dacă nu erau gravi, eu nu... Doamna, eu am experiența de bine, cât Dumnezeu mi-a arătat această... Sprinși, e numai... E... Știți ce mi-a zis domnul ofițer care s-a ocupat de caz? Mariani, sub ofițer, ar vrea să-mi face cu tine. Dar e frică să mă puși pe la DNA, pe la Bacău. Că i-am amenințat tot timpul cu DNA. Oamenii acum ți-ar da bani. Dar le frică că, că mă timuți la DNA. Am înțeles. Eu de, a, e a treia oară care cer DNA-ul și nu apare DNA-ul. Am înțeles. IGP-ul Bacău face comunicat că se va face anchetă. Nimic. Am înțeles. Când okay. Te duci să faci ceva, nimeni nu... Am înțeles. Ok. Deci eu când fac acești... Un număr de contact de acum, dacă mai asta, să-mi, dacă o dai și mie ceva probe, dacă zici că... Deci vi le dau de la suprinsul ofițer până la prim procurător la Daru. Ok. Dă-mi un număr de telefon. Uitați-i pe domnul negociator de la Bacău, care am discutat cu domnul...